Și mesaj aici, real. Pădurea înseamnă viață. Și viața e alcoolul. Din zori până noapte trăim în pericol. Ce bureal e nouă asta. Uite aici, ce frumos. Uite aia, cel mai mare pregătar. Faci mâncare acum. Mergem acum la o mișcare reală cu tata, cu tata Ștefan. Punem o cameră de supraveghere a animalelor în păduri și o să o lăsăm acolo pentru un timp, gen câteva săptămâni sau o lună, și să vedem dacă... O să apară pe treburi reale. O să apară cu siguranță. Dar zi-mi o leacă, tu ai mai lăsat, ai prins? Ai prins de câteva ori, parcă am văzut. Am lăsat doar în Iași. Păi, dar văzut încă de aici ce răi, că era pe la munte, pe undeva. Da, au cei la parc, rangerii, tot timpul. Aleu. Toate parcurile și-au luat camerii și și fotei de animale. Uite, râsul. Dar numai cu râsul am văzut ei. Panou cu ursul n-am văzut. E rezervație de carnivori mari. Și ursul e omnivor? Nu, e... Carnivor. Carnivor, nu știu, iată, cum e. Da. Ideea e că râs, lup, populația de râs. Eu știam că populația cea mai mare de râs de la noi e în munții Maramureșului. Stai, de aici s-a relocat un domnia face un program de relocare a râșilor. Așa. S-a primit unul în Slovenia. Ia uzi. Da, da, da. Ia să vedem. Ne prinde noaptea pe drum, avem deja 2 ore de când mergem și încă n-am ajuns. M-o păcălit Nea Ștefan că e aici, aproape. Sper să nu ne întâlnim cu vreun carnivor mare. El o să are un foarfec la el și eu mai am o gură de bere. Să găsim un copac, unde să o legăm. Păi da, pe aici cam pare că ar sta. Da, da. Cum o să fac? În rocă. Aha. Aici baraj, copii de fond. Da, 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 și e și o piatră. Da, 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 ca mici cataracte. Băi, super fain. Bună? Merge, nu? Prea șmecher. Eu zic să o pui pe acolo, pe culoarul ăla. Da, ce frumos e. Da, el tot șerpuiește, man. Aia cu de acolo. Ha? A, cu curzi de acolo, nu știu. Aha. Da, e frumos. Deci o lești pe lângă cabană, da? Da, nu prea cred că circulă pe aici așa de des. Continuăm episodul din Treburi Reale. Bun venit la blogul meu culinar. Alt proiect, nu? Alt proiect, da. Păi, fa, vreau câteva așa nu o să-mi ar niciunul. Lemnele cum le... cât de groase le vrei? Cât de groase le vrei? Ia să-i dăm aici. Cezăric, ce gătim astăzi? Cel mai bun pregătar. Cel mai bun pregătar. Cărniță, apă, sare, cartofi, foc. Asta parcă-i cheptă în plin. Ia, Luca,
spune ceva, că acum am început un vlog culinar. Se iau cartofii. Se iau cartofii, să tai în două. Să belez de coajă. Începe cel mai bun brecătar. Unde ai fost, ai mai fost tot în casă? Vezi, am luat prea puțini din punctul meu de vedere pentru... Regretar. Am mâncat tot și ardei. Hai să-i punem și de aici. Încea unul? Mai pune zbiști de necurii, nu? Da, ui. Dar mai sunt ei. Sau nu? Da, mai sunt. Da, ăștia sunt de-a noștri? Da. Dar pe fiecare nu se pare, nu? Ia cu doi. Nu stai lângă mine. Au colț. Da, să știi, Nealuca, câte chili de carne aveam? Păi de acolo luat acum, Nealuca. Câte chili de carne aveam, Nealuca? Știi cumva? O cuțe? 700, cam așa. A, suficiente. Cartofii puterea. Mă refer că nici nu trebuie să tăiem foarte mulți ca să avem loc aici. Dar oricum, data trecută cât a rămas? A rămas de mai mâncat așa a doua zi. Mâncat a doua zi și-o dat și la câine. Dar tu erai mort, băi, să mănânci para din... Tu erai mort în oală, mai aveai uleac și slugeai țui ca zice echiliberon. Asa-i mea. A, ceapă, ei. Uite, este ceapă, fi ceapa e regina plantelor. Asta-i problema. Bă, da, era în... Parcă era un fund înăuntru. Și cezărică? Da. Trebuie să mă între viperi. Păi dacă tu ești acal. Dacă vrei, de cât tăie pe fundulețul tău de cezare. Băi, poți să bună găsă? Ce poare? Nu, că nu alb. Nu, a? Nu alb. Trebuie să fii făcut strașnic. Păi și unde să le arunc? Ce? Corjile, bă, de arunc în limien, că doar îți zic biodegradabile. Lasă aici, toate și le arunc mai târziu. Ia să vedem ce faci cel mai mare pregătar. Aici cu focul. Ia să-i dăm. Ia, Ștefan, o luat-o? O luat-o, nu-i pădrin. Nu-i bun. Luat-o, bine. A, că e elegant. Vorbește Cardo. Elegant vorbește Cardo și îl sub fratele meu Alexandru. Aha! O, uite ce ceput! Avem trei cepoane de astea și cu ardei, e super bun. Uite așa, ia să filmăm aici. Nou model 2021, Vulpița. Vulpița și cu parazăpez Saian. Nou model de șosete turcoaz. Da, ca și fesul dumneavoastră. A, dumneavoastră nu e chiar turcoaz. Da, e frig de... E friguț așa, oleac. La un moment dat eu ascuns fetele, țuica crecea pe aici. Ascuns sursa țuica. Mi-a ascuns băutura. De el dacă mai bea încă două șaturi, aici îl culcam. Băi, și fain la oamenii când sunt în starea asta, că dacă se supăr pe 2 minute, după asta dorm. Nu, el era supărat. V-ați aminti când a fost cu deranj și era bat? Am avut un coleg în facultate și-o completat alea ei. Taxul lucra la CFR și s-o supărat că i-am luat băutura din cauza că era prea beat, știi? Da. Și Gagiu nici n-a ajunsesem la Bușteni sau întrebea noi să coborâm, că Gagiu s-a apucat să-și completeze alea, să întoarcă la Iași, știi? Dar, bineînțeles, că după 5 minute o tras un somn și-o uitat. Uite tata Vlad, așa tata Vlad. Uite, ce e asta? Pulpă, nu? Da, băi, nu, spal ulea ca aia ca să punem carne, că n-am în ce să o pun. Este cel mai bun pregrătar. Pregrătar? Pregrătar. Codrin, arată-ne un pic ce gătești aici? Carne de porc. Carne de porc cu ulei și sare. Porcul nostru de toate zilele. O taia, asta cu ei. O, ce bucată mare. O taia, tata. Tremure, o taia. Tremuri. O taia. Aici avem ajutorul pregrătarului. Pregrătar. Luca. Pregrătar și postgrătar. Luca, ce fel de ceapă ai pregătit astăzi? Julieta. Sunt aici. Da, le-am văzut acum. A, stai tati. Ne vedem la ora degustării, nu? Doamne ajută. Da, mare, pe clopugării pe ăsta că eram puțin mai micuț. De asta s-a urcat în copac. Luat-o la fugă pe un deal pe acolo, ne-am speriat.
Voi ați luat platube sau ursul? Ursul a luat-o și noi am luat-o, s-am început să urlăm. Și cum stăteam noi acolo, ne-am întâlnit cu niște tipi din București, trei. Și-au rămas mai nu, noi i-am dat bine. Erau pantofari sau? Nu, erau, aveau echipament, dar erau așa. Mi-a zis, mi-a ajuns când era ursul acolo. Mi-a dat puțin, e ursul, plineștească și urmă. Mai vorbiți. Scoate repede-l, văd că scoate telefonul și începe să alerge după urs. Exact unde era și eram bun în fața asta. M-am băgat în fața lui, stai să rei, nebunule. Când vedeam alea pe la televizor cu... Te dau din mâncare, biscuiți, din mașină. Bă, stai, ăștia nu, dar eu am văzut. Dar nu poți să prinde la ăia, da, poți să prinde telefonul. Da, dar e să-i... Să-l bagi, că să-l calezi. Dar ăștia mai sălbatic ce-a stat crapul. Lasă-l, da. Nu mai băga. Dar au fost faza cu cabanierul de la Fântânele cu fost atacatul. Ia uite. Cine vrea o gură? Mulțumesc. Merg la picant. A, nu-i picant, să știi. Nu? No. Iau și eu o gură mare. Ia, păi noroc. De-aia am dat-o, noroc. Merge, merge. Frumos, bravo. Asta e, el trimite morse către covidiști. Ultima noapte de pomi înainte de... Din intubări. Băieței, dați o leacă, nu-i chiar așa. Fac aici treburi reale. Dar e cancer, da? Eu nu m-am spălat terpidin și mi-am dat seama că nu-i mai sunt. Dar ce fain e afară, e? Da, e smecă. La ea nu prea am prins premii de asta de înghet. Miasă. Doamne ajută. Și spor la treabă. Azi e frumos afară, dar mă doare laba piciorului. Băiți, vor să facem un traseu, dar eu cred că mă dau lovit. Stau la zonă, stau pe camera de gândire. Găsesc eu ceva să fac. Da, e frumos tare. Uite la ea. Uși frumos aici. Uși fac băieți pe aici, pe lângă cabanuri. Uite. Aha. Oh, ce fain e. E super fain. Ai mare drag, băi, oameni buni. Ui, oameni buni. Oh. Da, apa asta care fierbe pentru ce? Să speli oala? Nu, am pus-o ca să fie de ceai, de cafea, de pană. Old habits. Old habits. Die hard. Când stăteam și făceam focul la pitrața, e bine să fie acolo. Da, 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 tu. Continuăm episodul din treburi reale.
Așa ce tăric, mulțumesc. Ia uite-o lea, frumos. Mergem acum la tunelul din Cheiliti și ți este un tunel destul de fain, am mai fost odată și ceilalți băieți s-au dus la un traseu de creasă mai solicitant, pe mine mă doare un pic piciorul și leneș. Ei sunt într-o bună condiție fizică și așa că ne-am împărțit în două și mergem la tunel. Ia să vedem cum e treaba la tunel. O, ce fain e. O, treia. Traseu lejer, 4 km, treburi cât se poate de plăcute. Ia să vedem ce mai este în continuare. Am trecut deja din tunel. O, uite la ea, altă. Nu era mai simplu să dărâmi totul de fapt, decât să facă tunel? Ba, cred că. La tunel trebuie să fim treptii. Da, ăsta... Ăsta lung la care mergem noi, de ce l-au făcut? Păi nu știu, de ce l-au făcut, în ce sens? Mă refer, a avut o utilitate, bănuiesc. Aici trecea un tren, o mașiniță. Really? Da, de astea sunt podurile alea late. Și cărarea e relativ lat. Da, da, da. Da, era o dată de exploatare, dar nu știu dacă forestiere sau altceva. Probabil forestiere. Iauzi, bă, dar ce faine. Podurile alea nu sunt pentru mers pe jos. Păi da, mă uitam alea și eu, am scuet, dar pe acolo de trafic greu, frate. Bă, dar ce faine. Am ajuns la tunel. Sat Coza. 90 ore. 5-6 ore. Nea Codrin, o oră, două ori, cam așa. Trebuie să ne echipăm cu frontale. Da, am trecut mai fost. Deci să înțeleg că de aici traseul e mult mai accidentat. Da, 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 păi după tunel e super sălbatic. Da? Nu prea merge lumea în partea aia. Uite, văd niște omulețe acolo. Ia. Aha. Hai să-i speriem, măi, Cezărică, dacă tot am ajuns. Stai să-mi pun frontala. Frontala mea e reală, zici că mai tare lumează telefonul. Căderi de pietre. Uite-o leac, ce-o căsta aici ai.
Bună ziua! Exagerat, e 267. Dar tu ai zis? 700, dar nu știu ce are. Continuăm episodul din treburi reale. Ăștia, aici sunt doi sori. Vezi? Sunt doi sori. Vreau să fac un anunț. Și să am un martor, să te am pe tine martor, știi? Vreau să fac un anunț. Deci la 50 de followeri mă duc la Penny modelul. Și vreau să fii martor la anunțul meu. Deci da, acolo o să fie ceva real. La Penny modelul. La Penny modelul și la 100 de followeri îl caut pe Tudorel Nanu. Îl merg cu el la Penny. Da, în primă fază. Deci am 5 trepte. Prima treaptă 25 de followeri, după asta a doua treaptă 30 de followeri, a treia treaptă 31 de followeri, a patra treaptă 42 de followeri și a cincea treaptă 50 de followeri. Dacă am 50 de followeri, mă duc la Penny modelul. Ceva modest, dar mă duc. Pot eu. Până atunci să ne continuăm tripul nostru în lumea de dincolo. Suntem în serialul Dark. Zici tu ceva în germană. Nein, was ist das? Was ist das? Zii. Schnelle, schnelle. Prost. Prost. Așa zic eu, e prost, prost din noroc. Da. Și was ist das? Ich bin heute Ordner. Du bist ein Scheinsehund. Trebuie real, ei. Da. Cum o să chemi episodul ăsta, Cezăric, oare? Dește la un nume de episod care se prindă. Cum arată tunelul groazei din munții Vrancei? Au subie în ordine ordinară. Dar nu pun în engleză, că vlogul e în română. Da, dar trebuie să atragi un pic și clientele alea în afară. O atragi pe aia, dar dacă vorbesc... Atragi un interiut care sunt în numai română. Păi da, băi, dar eu vreau să fac apartenență la grupul meu, ei, de români, ei. Uite la aia, aici, tunelul. Oh, acolo e tunelul. Băi, nebunule, ce face ei șarpi? Că așa știu eu pe tine. Uite-le, ce face ăsta? Vrea să stea inima aia. Ce zărică e? Eu vorbeam aici cu followerii mei despre Penny modelul. Băi, nebunule, eu am schiș mult în față. Băi, face Mai sunt și cheile topliței. Toplița Deda. De fileu ăla. De fileu? De fileu toplița Deda. Dar nu cred că e ca aici. Aici e raiul pe pământ, ei. Îți dai seama cum e asta de-a fost cum a fost? Ce nenea? Așa? În anul nu știu care, ăsta a fost concesionat de nu știu ce boier. Ce? Tot parcul? Tot parcul ăsta. Și dracu vinea și mâna cu curs din multe capuri neagre. Da. Ia și cu anturajul lui. Așa. După aia, nu știu, ceva de devine din nou așa. Aha. Ok.
Da, și tot se vânează, nu? Hei, asta-i... Legea naturii. Legea naturii, da. Legea cuvidului. Bun venit din nou la un nou, un nou segment din emisiunea vieții. Uite cum stau copiii aici, frumos. Asta e podul la cabana Plăpumioara. Ia, ia, Pasca, stă aici, mai eu, în tricou, fost pe munte. Traseu periculos, ai fost expus. Te-ai zgâriat o lea pe frunte? Da, mi-a dat Lucian o creangă în față. Auzi, i-a dat o creangă în față, nea Lucian. Asta e, se mai întâmplă. Nu e ok. Dacă nu e scos ochii, bine. Da. Nu înțeleg cine a... Oleac! Bătnească. N-am mai zis nimic. O să ai probleme cu Cosmina. Uite, este aici un desta de pește, un grătar de pește. Unde? Uite acolo. Să punem tonul ăla. A fost la prins de ton. Adică... Hai! Uite-l ce fuge, dracu. Hai. O înțeles că trebuie să vină. De astăzi numele tău va fi Mirel. Acolo, da, mi-a arătat. Ați fost acolo? Da, da, da. Băi, ce țavă. Acolo ajungi, nu? Și ai ajuns în Belvedere, în partea aia? Pe creastă? Da, da, da. Iar de acolo să mergi mai pe creastă. Aha. Așa, da, se poate, e abordabil. Da, prietenașul nostru. Hai, Mirel. Nu mai eu, nu. Acolo sus? Da. Și o capră neagră. Eu cred că ăla și o capră neagră ajunge acolo. Uite, da. Abradul ăla ăsta, Lucian. Aha. Hai, dar ce mișto e. Frumos. Nu da prin oaie. Pune gunoaile alea la mine. Mian, dar am văzut doi oameni că vin acum, doi turiști. Poate îi rugăm pe ei să ne facă. Da, da, da. Băi, și da, rugăm pe ei. Mi se pare mie sau s-o... Lăsat-o leacă, nu? E lăsat-o leacă? E așa îmi pare acolo, nu? Îmi pare... E lăsat așa în partea asta? Așa au fost ieri, nu? Pui cu telefonul sau pune eu telefonul? Stai, să-mi zic oră, da? Ce-ați conexia tu acolo? Da. Până coboară ea. Hai să ne continuăm tripul. Hai, băiți! Bună ziua!
Băi, eu am o problemă pe care o mărturisesc că îi ziceam lui Cezăric când am venit de la tunel. De ce? Dacă eu urc la deal și sunt alți oameni care coboară, eu îi salut pe aia. Înțelegi? Da. E ca și cum tu ești nou venitul. Că ăla deja... Nu înțeleg, da. Mie mi se pare că aia care urcă trebuie să-i salute pe aia care coboară. Sincer. Și nu-i că... Aștept eu să fiu salutat. E o chestie așa de... Indiferent de rasă, gen, da, religie. Da, nu mi se pare... Mi se pare ciudat, știi? Dar mai ciudat e că sunt de ăștia care... Din ciudat. Au, să nu prima de ăștia care... Știi cum e regula? Are plecat una care urcă. Da. Sunt ăștia care se bagă, na, în tot ce ia. Contează că urci. Da, da, da. El vrea să coboare, păi, dar ăla care urcă are prioritate, în locuri mai dificile sau mai... Da. Mai este încă o chestie, nealuca. Și nu-i dierdează, adică dacă te duci, zici că, ei, ăștia-s pantofari. Dar dacă te duci la refugiile cele mai ascunse din munți și cele mai expuse, tot găsești vandalizați pe acolo. Da. Și eu nu pot să cred că le-au vandalizat niște oameni care n-aveau treabă cu muntele. Bună ziua! Da. Mai ții minte ce vandalizat erau? Da. Poate ciobenii. Păi neamul prost n-are frontiere, n-are. N-are. Nu ține cont de statut social sau de astea. Nu cum ne-a făcut, nu poate ține. 2007, 2003, că nu e cum e cum e. S-a schimbat în bine? Nu mă refer ca procentaj. Merg mai mulți oameni. Merg mai mulți oameni. Asta nu e un, tocmai un lucru rău. Sunt un fel de amestecături. Ia să vedem. Oamenii ok și uite, soagă și... Da. Asta e tabletă? Nu. Da, era mișto, nu? Da, da. Îți garantez că în două săptămâni... Era dat cu rangă. Ia. Aspect. Dacă ajunge. 75 de centimetri la greabăn. Ce e la greabăn? Aici. La piept? Da. N-am știut. 7 pernițe, iar gheruțele sunt mereu vizibile. Ce frumos! Ăsta e un culoar de avalanșă, care i-au surprins niște turiști acum 2-3 ani și au murit câțiva. Au fost... Au venit așa dintr-o dată și eu împins în apă și au găsit morți cu fața în apă. Gen, așa de violent a fost. Deci, deși nu e un munte cu altitudini super mari sau cu pantii amețitoare, deși nu e obligatoriu să fie așa ca să producă o avalanșă, uite că s-a întâmplat. Deci, grijă mare pe munte. Acum chiar că aventura s-a apropiat de sfârșit, deși mai avem un drum până la Iași cu mașina. Sper că v-a plăcut cam care e mișcarea prin munții Vrancii. A fost o invitație, dacă aveți timp și posibilitatea să veniți să vizitați, chiar nu o să vă pară rău. Așa că acestea fiind spuse, ne vedem data viitoare cu un nou episod în care, ca de obicei, după cum bine știm, se vor întâmpla numai treburi reale. Pa! Același episod, aceleași treburi reale. Aceleași treburi reale, nu? E blocat intrarea sau ieșirea, după caz.
Și tu anfitrionul aici la ce se întâmplă? Nu pot. Hai zi, să scoate un gard, nu? Ca să putem ieși cu mașina din cauza că ne-au blocat niște băieți. Fix, o parcat în poartă. O să apară pe YouTube mașina asta. O toia. Asta e mașina care o să apară pe YouTube. Ce faci, Ștefan? Ai rupt aici gardul pentru followerii mei? Am zis că la 10 like-uri și 10 dislike-uri mă duc să vizitez Penny Modelul. Și la 50 de followeri mă angajez casier la Penny Modelul. A? Îți fac concurența, ai să mai vinzi după asta cafea? Rânciu. Rânciu. De ce ai rupt gardul ăsta? Din cauza la mașina asta? Da. Bravo.